A fost portarul național al României timp de 16 ani. A apărat pentru reprezentativa tricoloră inclusiv la turneul final al campionatului mondial din 1990, dar și la Euro 1984. Silviu Lung a bifat peste 70 de meciuri în naționala României. Microbiștii îl au în minte și ca portar al Universității Craiova în perioada de glorie a acestei echipe, când gruparea olteană era supranumită Craiova Maxima. Și prinde Silviu Lung! Bravo, Silviu! Se spune că la un sportiv cifrele vorbesc. 418 meciuri în divizia A, 3 titluri de campion, 6 cupe ale României, 76 de jocuri la națională și 60 de jocuri internaționale cu echipele de club. Nu oricine poate ajunge la asemenea cifre, și nu numai în România, ci și în străinătate. Performanțele deosebite sunt legate de drumul acela fantastic al Craiovei în ediția UEFA 82-83, că atunci s-a și lansat acea deviză de către centralul craiovean: nu vă fie frică, apără Silvică. Bravo Craiova, așteptăm o comportare la fel de frumoasă și în turul următor. Prima care a îndrăznit și a reușit lucruri deosebite să-i facă pe străini să vorbească despre fotbal românesc de club. Cu Silviu Lung în poartă, Universitatea Craiova a fost prima echipă din România calificată în sferturile de final ale Cupei Campionilor Europeni. Ardelean prin naștere, Lung a găsit la Craiova o a doua casă. Numai puțin de 14 sezoane a apărat pentru Universitatea. El nu e oltean. S-a născut undeva în nord de țară, pe lângă orașul Carei, și a rămas ardelean între olteni. N-au putut să-l molipsească. A rămas un tip echilibrat, un tip calm. Era un portar sigur, lua goluri, dar numai în situații imposibile. Tatoti și Tudorel Stoica. La 0 cu AC Milan a fost un meci care a rămas în amintirea și în inima tuturor microbiștilor din România. În cei 2 ani la Steaua a avut ocazia să apere pentru România în finala Cupei Campionilor Europeni. Cele 4 goluri primite au fost o înfrângere zdrobitoare. Nu din cauza lui, dar așa a fost să fie. Ce se spune că românii parcă au mâncat ceva greșit și nu prea au fost ei în acel meci. Sunt povești. Trecând peste legendele țesute în jurul acelui meci, se poate spune că vârsta începuse să-și spună cuvântul. 34 de ani? Pentru mulți fotbaliști, peste limita vârfului de performanță. Poate așa se explică și cele 4 goluri primite la Mondialul din 1990 din Italia, unde am reușit totuși să ajungem în optim. Din păcate, ăsta e destinul portarilor. Pot face lucruri extraordinare, așa cum a reușit după Adam, dar și lucruri în acestea care rămân agățate de personalitatea cuiva. Momentul Italia rămâne unul remarcabil. Generația de aur a fotbalului românesc este în mintea noastră și datorită lui Silviu Lung. El a fost unul dintre oamenii care au întemeiat liantul, acesta atmosfera care s-a adus până la performanțele deosebite din 94, momentul de vârf al echipei naționale. Și capitanul echipei, Silviu Lung. Silviu Lung a fost ales prin votul dumneavoastră alături de Helmut Ducadam, portarul echipei de vis a României. Mâine vă prezentăm un nou jucător din naționala de vis votată de suporteri. Vă spunem cine a câștigat postul de fundaș stânga. Campania știrilor TVR se va încheia pe 11 iunie, cu o zi înainte de începutul campionatului mondial din Brazilia, pe care îl puteți vedea integral la TVR.